și că pot să mă adresez unor specialiști în informatică și unor oameni dornici să afle noutăți despre Java. Ceea ce vreau eu să aduc în discuție sau, mă rog, să prezint este evenimentul pe care îl organizăm împreună cu firma MSC în data de 17 mai. Probabil că Rodica vă va da mai multe detalii la sfârșit. Evenimentul are ca și scop aducerea în atenția programatorilor și, ce știu să zic, viitorilor programatori în Java, a noutăților pe care Enterprise Edition 7 le aduce. Asta înseamnă, pe de o parte, îmbunătățirea codului existent, pe partea de refactorizare, pe partea de utilizare a serviciilor importate de la Standard Edition. Asta înseamnă folosirea feed-urilor de execuție, dar și lucruri complet noi. Lucruri complet noi înseamnă partea de cache, folosirea cache-ului, folosirea WebSocket-urilor și multe alte lucruri care merg discutate. De asemenea, Java Enterprise 7 își propune să facă, să pună bazele sau să continue ceea ce a început în 6 pentru dezvoltarea după modelul cloud al aplicațiilor. Probabil că modelul cloud va fi sfârșit de implementat și utilizat abia în ediția 8 a platformei Enterprise. Noi încercăm să fim, bineînțeles, bunăvoința și larga participare a colegilor de la MSG, care s-au implicat enorm în această pregătire, să aducem nu numai elemente pe care le-am găsit eu sau pe care le cred eu interesante, ci pe care toată lumea ne poate discuta, înțelege și în cele din urmă poate să aducă contribuții la discuția respectivă. Deci nu aș vrea să fie neapărat să o luați neapărat ca pe o prezentare, ci ca o invitație la discuție, ca o invitație la păreri. Sunt foarte multe provocări care se fac. Încă o dată vin și spun pe partea de organizare, au fost foarte multe lucruri. Cei de la MSG s-au implicat mult, dar și pe partea de pregătire a prezentării sunt multe lucruri de spus. Adică specificațiile în tot ceea ce înseamnă Enterprise Edition 7 sunt organizate sub formă de drafturi. Sunt tot felul de versiuni care se fac, este final draftul care se aproape gata. A fost programat în seara în aprilie 2013, nu s-a întâmplat, este un pic întârziere, probabil că în curând se va întâmpla această lansare. Dar drafturile înseamnă foarte multă muncă. Este o prezentare care a fost obținută în urma unei munci delungate, care a cuprins foarte multe elemente, foarte multe studii. Asta a însemnat, eu am calculat așa, estimativ, vreo 4.000 de pagini. Și provocarea pentru mine în acest moment este să strâng în cele două ore sau cele două ore jumate cât am la dispoziție acest material cel mai interesant cu putință. Să treacă oamenii spre a vedea lucrurile despre noutățile din Enterprise Edition 7. Asta este pe partea pe care, încă o dată, încerc să o definitivez în stadiul final. Pe de altă parte, ca să fac și o introducere, probabil că eu am citit, sper că și voi, cât mai mulți dintre voi, ați citit articolele pe care le-am scris în revista noastră online. De acolo am putea să le cunoaștem. Mi-ar plăcea foarte mult ca, prin prisma articolului, prin prisma acestei conferințe, comunitatea programatorilor de Java să se dezvolte, să aducă, să ajungă la nivelul acesta pe care ne dorim toți, de performanță în Java, pentru că Java aduce noutăți, aduce îmbunătățiri și este un suport excelent de dezvoltare a aplicațiilor. Din toate punctele de vedere și sper să vă trezesc interesul la această întâlnire, cât mai mult la nivelul noastră, să încercăm să găsim subiecte comune și foarte interesante. Ok, nu știu cât de detaliu și cât timp am eu la dispoziție pentru a intra mai multe detalii, dar aștept cu plăcere orice altă remarci. Lipsește moderatorul, dar bine acum. Nici o problemă, că pot eu să mai vorbesc despre asta. Da, Silviu, dacă mai vrei, mai...
Eu am încercat, am și eu aici un mic ceas lângă mine să respect cele 5 minute. Da. Sigur, din punctul meu de vedere, au fost multe provocări, repet. Aplicațiile de cloud au fost făcute pe baza Oracle Cloud oferite de către Oracle, într-un trial pe care l-am descărcat și l-am instalat. Se pare că afacerea asta cloud este chiar o afacere. Asta înseamnă că trial-ul pe care eu l-am făcut rost a durat o săptămână din momentul în care m-am hotărât să mă înscriu pentru trial și până ce am obținut efectiv accesul la serviciile de Java și la serviciile de bază de date. Au fost nenumărate autentificări, configurări, inclusiv partea de credit mi s-a cerut, deși nu s-a luat niciun ban. Deci, iar o săptămână pentru postarea pe cloud a unei aplicații, ca și serviciu SaaS și respectiv PaaS, este cel mai ieftin, 280 de euro sau de dolari pe lună. Pe lună este asta. Deci este într-adevăr o afacere. Dincolo de asta, aplicațiile pe care le-am făcut s-au făcut cu WebLogic în versiunea sa ultimă și am încercat să aduc aplicații care să denote realizările și trecerea spre versiunea mult mai ușor de programat din punct de vedere al dezvoltatorului. Asta înseamnă un cod mult mai subțire, dar cu multe implicații în spate. O să am exemplele numărate și în JSF, prin care ceea ce se vede este foarte puțin, iar ceea ce este spate, componenta care se dezvoltă și care este recunoscută de browser, este mult, mult mai mare. Înseamnă nenumărate în ciclul de viață unui JSF, nenumărate lucruri. Și aici, același lucru pentru tot ceea ce se dezvoltă în container, la nivel de SGB sau la nivel de ce știu, servlet, sunt multe lucruri pe care le putem folosi, context, în dependency injection, care duce negreșit la la o ușurare a calculului și a codului scris, însă cu foarte mare grijă în ceea ce privește ceea ce am injectat. De bună zi am avut o experiență foarte interesantă. Am făcut nenumărate exemple cu context and dependency injection și cu anotația inject, în care s-au zis pe Glassfish și toate lucrurile au mers foarte bine până când a sfârșit rula aplicația asta, pentru că uitasem să introduc XML-ul specific pentru context and dependency injection în Glassfish și anume Beams. Asta a fost doar o remarcă relativ la posibilitățile de dezvoltare, astfel încât să putem și pe Glassfish, WebLogic se poate imediat făcut asta, dar zic câteva lucruri care țin de îmbunătățirea relațiilor pe care le avem cu codul și la ușurință, pentru că o relație de genul nu îți oferă niciun fel de hint, toată aplicația merge, dar răspunsul este nu. Deci, astea sunt. Acum, revenim pe partea cealaltă strictă a prezentărilor mele. Eu am organizat lucrurile pe trei capitole. Probabil că asta ați citit, n-am vrut să pierd timpul inițial, dar acum pot să vă spun mai pe larg. Cele trei părți ale prezentării pe care încerc să o fac în 17 mai cuprind prima parte strict ceea ce există și dezvoltări. Sunt dezvoltări unele spectaculoase, îmbunătățiri spectaculoase de cod. Asta înseamnă, uite, a apărut Expression Language la versiunea acum, mă rog, ultima versiune este Expression Language 3, a apărut JMS 2, care este un, sau specificațiile pentru JMS 2 nu au mai fost reînnoite de vreo 8 sau 9 ani de zile. Expression Language au cele numărate îmbunătățiri în ceea ce privește colecții care pot fi descrise printr-un limbaj altul decât limbajul Java. JMS au cele îmbunătățiri pe partea de refactorizare, fără discuție, și multe altele. Partea a doua cuprinde însă o strict API-uri noi, API-uri, cum am spus, legate de WebLogic, posibilitatea de a beneficia de facilitățile acestea ale comunicării bidirecționale, client-server, este o comunicare pe bază de notificații, absolut cu multe avantaje. Există și cache-ul pe care îl vom folosi și vom exemplifica și vom aduce în discuție aceste povești.
Deci, multe avantaje pe care, pe care ni le oferă Java Enterprise Edition 7. Și, la sfârșit, partea a treia este legată de discuții despre cloud, efectiv modelul cloud. Vom simula lucruri pe care le vom face în cloud. Nu îmi dau seama exact cum va arăta cloud-ul din 7. WebLogic ne oferă posibilitatea să dezvoltăm local aplicația și după aceea să o portăm pe un server în cloud, care este tot cu WebLogic, compatibil cu cel care dezvoltăm noi local. Avem posibilitatea să avem o bază de date Oracle 10G sau 11G, depinde de versiunea pe care o avem de cloud, și toată aplicația poate fi dusă în nori și de acolo o să o folosim fără niciun fel de probleme. Mulțumim, Silviu! Pe mine cel puțin m-ai făcut curios și sigur o să vin la eveniment. Mă bucur, asta foarte tare. Da, lumea care întreba cum se poate participa, cred că Rodica ne poate da mai multe detalii. Sunt convins. Bun, mulțumim și ne auzim într-un alt eveniment, poate să ne povestești și de review-urile de cărți care cu cea mai mare plăcere, am o grămadă de review-uri și toate îmi strămesc mare plăcere. Cărțile rămân pasiunea veche a unui intelectual, să zic. O carte pe care o ai în mână, o simți altfel decât un articol pe care îl citești pe internet. Dar îl citești de nevoie, carte în mână, chiar de Java fiind, da? Nu e o carte beletristică, o altfel o simți și altfel te simți în companie. Ok, mulțumesc și eu foarte mult de intervenție și de timpul pe care mi l-ați acordat. Mulțumim! Aștept cu mare plăcere, scuze. Mulțumim, da? Și noi! Da. Mulțumim.